Nord-coreenii sunt puși de dictatorul Kim Jong-un să-și riște viața, nu pentru țară, ci pentru statuile familiei. Mai multe regiuni sunt răpășite de un taifun, iar în loc să se adăpostească, oamenilor li s-a ordonat de către Fenian să protejeze statuile familiei Kim de vijelii, chiar și cu prețul vieții. Oamenii au fost îndemnați să prioritizeze protejarea portretelor, picturilor și monumentelor ce glorifică familia Kim, care conduce țara cu o mână de fier de mai multe generații. Propaganda nord-coreană a transmis populației că este o onoare să facă acest lucru. Catastrofele naturale au consecințe mult mai severe în Coreea de Nord decât oriunde altundeva. Deoarece este o țară izolată și săracă, infrastructura nord-coreană este foarte fragilă la fenomenele meteo extreme. Mai mult, din cauza importurilor scăzute, mai multe zone din țară sunt defrișate complet, iar aceste condiții ar putea duce la producerea de alunecări de teren. Furtuna tropicală Canun s-a abătut asupra mai multor state din Asia de Est. Vijeliile puternice se îndreaptă rapid spre Coreea de Nord, după ce au cauzat ploi foarte puternice și inundații în sud. Taifunul a făcut ravagii inclusiv în sudul Japoniei, unde vânturile au atins viteze de 125 de kilometri pe oră. Cel puțin doi oameni și-au pierdut viața, iar mai mult de 100 au fost răniți din cauza copacilor și obiectelor avariate de ploile torențiale. Furtunile au măturat inclusiv regiunea de est a Chinei, unde mai mulți oameni și-au pierdut viața și sute de case au fost distruse de alunecările de teren.